cadre didactice, elevi, părinți, consilieri locali, reprezentanți ai proiectanților și constructorilor au participat sâmbătă 10 septembrie la ceremonia de inaugurare a Corpului B al Colegiului Național Roman Vodă. Festivitatea a început cu o slujbă de sfințire a noului imobil realizată de un sobor de 7 preoți în frunte cu protopopul Dragoș Munteanu. Binecuvântate este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Salutând eforturile de consolidare a unui asemenea imobil monument arhitectonic, protopopul Dragoș Munteanu a dăruit colectivului didactic o Biblie și icoana Sfintei Parascheva, ocrotitoarea Romanului. Doamna director, vă transmitem sănătate, putere de muncă, răbdare și inspirație divină să vă dea Dumnezeu ca să fiți și dumneavoastră și ceilalți profesori niște cărăuzitori, nu numai din punct de vedere al cunoștințelor, dar și din punct de vedere spiritual al copiilor noștri, pe care cu credere îi aducem aici la dumneavoastră. Edilul șef al municipiului a salutat cadrele didactice prezente, elevii și părinții, consilierii locali, reprezentanții colectivului de proiectanți și constructori care au realizat consolidarea uneia dintre cele mai emblematice clădiri, monument arhitectonic al municipiului Roman, realizat cu mari eforturi prin accesarea unui proiect cu finanțare europeană. Câteva lucruri legate de istoricul denumirii clădirii de la înființare până în prezent. Școala secundară Maria Sturza și Ecaterina Cantacuzinovii în Roma, Liceul de Fete Sturza Cantacuzinovii în Roma, Liceul Sturza Cantacuzinov Roma, Liceul Teoretic de Fete Sturza Cantacuzinovii în Roma, Liceul de Fete din Roman, Școala Medie de Fete numărul 2, Liceul Mix Roman, Liceul numărul 2 Roman, Colegiul Național Roman Vodă, Corpul B. Aceasta a fost evoluția în denumirile pe care această unitate le-a avut în istoria sa. Clădirea a fost construită între anii 1921-1923 de prințesele Maria Sturza și Ecaterina Cantacuzinov, mamă și fiică, pe fosta proprietate a fostului primar de Roman, Alecu Morțun, cu scopul de a ființa un liceu de fete cu denumirea Fundația Maria Sturza și Ecaterina Cantacuzinov. Tot atunci a fost definitivată și clădirea situată în curtea instituției, locuință a directoarei, prima directoare fiind profesoara Camelia Mihail Balaban. Afectată grav de ultimele două cutremure, din martie 1977 și din 1922, timp de 40 de ani, clădirea nu a avut nicio intervenție majoră pe partea de reparații capitale și consolidare. Clădirea în care funcționează Corpul B al Colegiului Național Roman Vodă este monument istoric clasa B. A fost ridicat între anii 1920-1922 de către Maria Sturza, cu destinația de liceu de fete cu internat. Dintr-un act dat din 1928, rezultă că imobilul a fost donat de Maria Sturza Ministerului Educației. Timp de aproape 40 de ani, clădirea nu a suferit modificări semnificative. În 1962, planșeile din lemn se înlocuiesc cu planșeile din beton armat. În 1992, în urma degradărilor suferite de construcție, ca urmare a cutremurilor din 1986 și 1990, se întocmește un prim proiect de consolidare de către SECE Edil Proiecte Sabia Graneanț. În același an s-au efectuat mici lucrări de consolidare a fundațiilor și elevațiilor. În 1996, SECE Case SNC Piatra Neamț realizează un nou proiect prin care se prevede subsidierea fundațiilor și consolidări ale pereților în zonele cu fisuri. Primăria a reușit să obțină fonduri europene pentru reabilitarea Corpului B al Colegiului Național Roman Vodă, monument arhitectonic de clasă B. În 2014 s-a obținut această finanțare și până în 2016 Primăria Romană a implementat proiectul Reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea Colegiului Național Roman Vodă, Corp B, în vederea îmbunătățirii calității infrastructurii educaționale,
derulat pe programul operațional regional 2007-2013, axa prioritară 3, îmbunătățirea infrastructurii sociale, domeniul major de intervenție 3-4, reabilitare, modernizare, dezvoltarea, precum și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare pentru formare profesională continuă. Consolidarea structurii. Transformarea clădirii prin împărțirea clădirii în 3 corpuri separate prin rosturi. Consolidarea pereților cu stâlp dispuși la intersecțiile pereților în câmpul acestora sub grizile planșeilor. Consolidarea planșeilor prin suprabetonare și centuri din beton armat sub plașeile existente ancorate în stâlpi. Cele mai grele probleme au fost cele legate de fundația clădirii grav afectată de natura solului pe care a fost construit imobilul. Probleme apărute în perioada de implementare a proiectului. Studiul geotehnic de detalii efectuat în aprilie 2015, constând în 4 foraje și 9 penetrări dinamice, a evidențiat că curtea interioară în zona scărilor central, cât și pe latura învecinată cu terenul de sport, pe terenul de fundare și-a pierdut capacitatea portantă. La 2 dintre foraje, indicele de consistență a solului găsit era între 0,38 și 0,40, față de un minim în zona de 0,95. Pe un teren cu indice sub 0,5 este interzisă fundarea directă și au trebuit sistate lucrările de consolidare pentru a găsi soluții de eliminare mizerii și îmbunătățirea capacității portante a solului. Unul dintre cei doi constructori, doctorul inginer Marian Alexandru, director al Trustului Construcții 1 Iași, s-a manifestat bucuria de a fi reușit să câștige licitația de consolidare a corpului B al Colegiului Național Roman Vodă. Unul dintre constructori, doctorul inginer Marian Alexandru, director al Trustului Construcții 1 Iași, s-a manifestat bucuria de a fi reușit să câștige licitația de consolidare a corpului B al Colegiului Național Roman Vodă. Un argument în plus a fost cel legat de faptul că este romașcan de origine și că a învățat ca elev în acest imobil, în care a funcționat ani și ani de zile liceul numărul 2 și unde mama sa era profesoară. Să vă spun, eu am făcut clasa 1-a până în clasa 8 aici, în clădirea asta, și nu m-am închis plăcute din banii de școală, cât că mama era profesoară pe cea și când a imediat într-o sfârșită, că dacă nu aveam notărea, eram chemat și muștruluit. Singura amintire neplăcută era că de 15 septembrie undeau zero, prin capitoți. Îi trimiteam la toți. În rest, clădirea asta, mi-aduc aminte cu mare plăcere de profesorii care au fost atunci și cred că clădirea își pune ambret, dar și pe modul în care acționează un corp profesoral. Asta, în afară de meseria mea. Am vrut neapărat să câștigăm, să ajungem aici, pentru că eram legat, atâția ani am fost legat de clădirea asta, și chiar că am intrat în forță puțin, că am luat ruperea de la licitații, dar am avut surpriza să găsesc un colectiv la primărie, domnul Procescu, domnul primar, domnul Ioniță, care noi foarte colaborat, un an mai de Paiași. Proiectul a fost finanțat din fonduri europene, având o valoare de peste 6 milioane de lei.